primul rând solicităm mai multă condescendență față de personalul din învățământ, pentru că, așa cum bine se știe, în data de 15 ianuarie, până în data de 15 ianuarie, promitea domnul premier Ciucă că va rezolva problema angajaților din învățământ. Iată că suntem astăzi, în 23 martie, deci mai bine de două luni, și nici pomeneală să se rezolve această problemă. Ce cerem noi? Cerem, în primul rând, rezolvarea legii 153, care nu se aplică în totalitate încă în sistemul de învățământ. Cerem adoptarea actelor normative pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar, adoptarea în regim de urgență a normativelor pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt încă din anul 1998, deci mai bine de 25 de ani. Aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor drepturi. E vorba de o nouă lege a salarizării, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe treaptă superioară. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Toți conducătorii acestei țări au trecut prin sistemul de învățământ, deci prin mâna dascălilor. Și primii care sunt uitați de la rezolvarea problemelor lor sunt dascălii. Ori acest lucru nu mai poate fi acceptat, acceptat de noi, pentru că suntem ultima roată la căruță, așa cum spune românul. De asemenea, cerem remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care se ocupă de conducere, îndrumare și control, având în vedere că după ce veniturile acestora au rămas nemodificate timp de 4 ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de conducere. E vorba de directori, e vorba de inspectorii școlari, e vorba de inspectorii școlari general adjunct, e vorba de inspectorul școlar general care au ajuns să aibă salarii mai mici decât unii dintre profesori. O responsabilitate acestora este foarte mare, având în vedere toate obligațiile pe care le au, și acum să aibă salarii mai mici este inadmisibil acest lucru, și de aceea protestăm și pentru ei. De asemenea, instituirea prin lege a regulii indexării anuale a salariilor personalului din fonduri publice cu rata inflației. Știți bine că rata inflației a crescut foarte mult. Avem un regim de scumpiri extraordinar de mare. Măcar cu rata inflației să fie mărite salariile, ca să se mențină aceeași putere de cumpărare. Ori noi avem o putere de cumpărare mult mai mică, pentru că nici rata inflației n-am primit-o, nici anul ăsta, nici anul trecut, nici acum 2 ani, nici acum 3 ani. Astfel încât plafonul acesta este foarte, foarte redus, foarte mic, și lucrul acesta nu poate fi acceptat de către noi. Astea sunt doar câteva dintre solicitările noastre, dar în primul și în primul rând ceea ce cerem noi este obligația guvernului de a răspunde așa cum a promis, 15 ianuarie. Ori 15 ianuarie, cum vă spuneam la început, este trecut de mult și lucrul acesta nu s-a întâmplat. În cazul în care doleanțele noastre vor fi ascultate, dar probabil nu se vor rezolva o parte sau poate cea mai mare parte din ele, care ar fi un pas următor la care vă gândiți? Pasul următor este, odată să aibă loc aceste pichetări în fiecare reședință de județ, după aceea un meeting mare la București, și dacă nu se rezolvă nici atunci, va fi greva generală pe care suntem hotărâți de data aceasta să o facem așa cum ar trebui să fie, pentru că altfel nu se mai poate. Aplicării integrale a dispozițiilor legii cadru 153, așa cum a promis legea guvernare de fapt, în felul ăsta îi suntem transferatul creșterea venitului personalului didactic auxiliar. După cum bine se știe, personalul didactic auxiliar are foarte multă muncă și pe fond... Sunt foarte multe probleme de la salarizare, de la
tratamentul inegal între categoriile din cadrul învățământului, personal didactic, nedidactic și auxiliar, inclusiv colegii din corpul de conducere al școlilor îndâmbine o grămadă de probleme, inclusiv cu machetele de salarizare. Dar, în primul rând, toți am ieșit și cred că și cei care n-au venit azi în stradă am ieșit pentru demnitate. Cred că în ultima perioadă este cea mai mare lipsă de demnitate cu care ne tratează conducătorii și factorii decidenți la nivel național. Fără să țină cont de vocea profesorilor, preferă tot mai mult vocea elevilor și părinților, dar fără a avea o calificare în domeniul educației. Vrem un salariu decent, plata integrală a sporurilor conform legii 153, sporurile de doctorat tăiate de fostul ministru Câmpianu printr-un ordin de ministru, prin încălcarea Constituției și legii organice în vigoare, toate astea reprezintă un cumul de factori. O soluție ar fi să ne așezăm la masă cu toții, dar să vină cei competenți din conducerea guvernului sau, de exemplu, acum se discută pe noul proiectul de lege al educației. Specialiștii sunt aceiași trei din partea unei grupări politice. Fostul ministru Câmpianu, fostul ministru Pepsi Glass și rectorul Marilen Pirtea, pentru care legea cumulului nu s-a pus. Adoptarea regim de urgență a normativelor de vedere, normativele care se aplică sunt din anul 1994, o serie de transposări. În același timp, trebuie să fie și normativele de vedere. Pentru condiții de muncă, pentru cât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari, repet, singura categorie de bugetari care nu beneficiază de sporul, ceea ce se cere este extrem de complicat, extrem de laborios, ne trebuie o serie de analoze de timp și practic, de fapt, ne lipsesc de acest bani. În noua lege de salarizare, o treabă superioară în cele actuale, în ierarhia funcțiilor bugetare, se trecut printr-un sistem de învățământ. Sistem de învățământ în românesc, funcțiile pe care le au. Uitându-ne însă pe noi, care i-am făcut de fapt oameni care merită bani, care ne cunosc mântuințe uriașe, ale oamenilor care lucrează din vocație, pentru că este bine, meseria bărbască, se face de cele mai multe ori din vocație și suntem sensibili atunci când vorbim de copiii oamenilor, de copiii noștri. Nu trebuie zile libere. Da. Nu știm
să ne înlocuiască cu robot. Dumneavoastră am fost la 10-50 de acțiuni aici. Sunt aproape mai mult de 30 de ani în mișcarea sindicală. Întrebarea este, până când